Bunicul a trăit 104 ani, a făcut ultimul copil la 78 de ani, al 17-lea. Un exemplu. Bunica avea 58 de ani, el a murit în 68, când au intrat rușii în România. Dumnezeu să-l odihnească. Și i-au luat toate averile. Și atunci aveam câțiva ani, puțin. Când a fost forțat să semneze hârtia că dă totul Partidului Comunist, i-a explodat inima la 104 ani. Bunica a trăit până la 109. Mama are 16 frați. Dacă mi-adun toate neamurile, sunt în Parlamentul României pe viață.